Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Freedom. Astăzi discutăm cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Marcel Spătaru. Domnule Spătaru, bună seara și bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Eu zic să începem din start cu subiectul care imagină pe toți și care îngrijorează, de fapt, pe cetățeni, procedura de compensare pentru căldură, dar să descifrăm asta. Factura la gaze, energie electrică și căldură pe ansamblu. În cadrul Ministerului sau în cadrul Guvernului, deja a fost stabilită procedura de compensare, cum va avea loc și cine vor beneficia de aceste compensații? Chiar astăzi am finalizat pachetul de reglementări pentru atribuirea categoriilor de vulnerabilitate, care o să servească la aplicarea compensațiilor în perioada rece. Și mâine, în ședința de guvern, este prevăzut să votăm hotărârea de guvern pentru procedura de stabilire a categoriilor de vulnerabilitate energetică și conceptul sistemului informațional. Sistemul informațional este în pregătire și este în faza finală de testare. El nu poate fi lansat atâta timp cât nu există cadrul legal pentru acest sistem informațional. Deci cadrul legal va fi aprobat mâine. Sper joi să fie publicat în Monitorul Oficial ca noi să putem lansa, după ultimele testări pe care le vom face în weekend, la începutul săptămânii viitoare, să putem lansa înregistrarea familiilor pe platforma online compensații.gov.md. Acum, dacă intrați pe această platformă, veți vedea că ea este în pregătire, este normal. Gospodăriile vor avea la dispoziție o lună și jumătate pentru a se înregistra, pentru că, la fel ca și anul trecut, compensațiile vor fi oferite pentru perioada rece a anului, care cuprinde lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și martie. Haideți să luăm punctual ce se știe până la această etapă, care este procentul cu care ne va compensa statul sau în funcție de ce este calculat. În acest moment, guvernul definește categoriile de vulnerabilitate. În luna noiembrie, guvernul va veni și cu mecanismul efectiv de compensare, care va fi similar cu cel de anul trecut. Vă amintiți că anul trecut toți au primit compensații în factură, toți cei care consumă gaze naturale sau termie centralizat, au primit compensații direct în factură. Pentru asta s-au cheltuit per total, pe sezonul rece, în jur de 1,9 miliarde de lei pentru acest sezon. Dat fiind prețurile mult mai ridicate, bugetul a fost multiplicat cu 2,5, deci este de 2,5 ori mai mare decât anul trecut, cel puțin în proiecțiile bugetare pe care le face Ministerul Finanțelor. Pentru luna noiembrie avem 870 de milioane de lei pentru finanțarea compensațiilor, dar cât va fi exact compensația pentru categoria de vulnerabilitate foarte ridicată, pentru cea ridicată, pentru cea medie și pentru cea scăzută, guvernul va decide în luna noiembrie, atunci când vom vedea, de fapt, ponderea gospodăriilor, segmentarea lor pe cele patru categorii de vulnerabilitate energetică. Deci acum noi vom lansa înregistrarea. Familiile vor comunica datele necesare pentru a fi stabilită categoria lor de vulnerabilitate și vor primi compensațiile conform acelor tarife compensate stabilite de guvern, care vor fi anunțate în noiembrie. Deci s-au pus bani deoparte și acești bani vor finanța compensațiile. Acum, cât exact va fi compensația? Depinde de mai mulți parametri. De numărul de gospodării care vor fi în categoria de foarte vulnerabili, de vulnerabili, cu vulnerabilitate ridicată și așa mai departe. Haideți să explicăm acest aspect. Deci, în fiecare gospodărie, fiecare cetățean ar trebui să intre pe această platformă, să se înregistreze, să completeze un câmp. Citeam undeva că nu va dura mai mult de 5 minute, dar ce facem cu cei care nu prea au acces la internet sau nu o prea au cu calculatorul? Chiar în aceste zile sunt formați asistenții sociali comunitari și bibliotecarii care vor asista gospodăriile mai vulnerabile, care nu au acces la internet sau nu știu să se înregistreze singure, n-au rude care să le ajute, da? Ca să acceseze acest sistem, să se înregistreze. Cererea pentru aceste familii este o foaie, recto verso, deci e foarte simplă de completat. Nu este ca cererea pentru ajutor social, care are vreo 10 pagini. Deci este o procedură mult mai simplă. Și asistenții sociali vor ajuta familiile vulnerabile la introducerea datelor în sistem. Înregistrarea familiilor va avea loc o dată pe an, respectiv
În această lună va fi o sarcină administrativă suplimentară pentru asistenții sociali, noi știm asta și pentru asta îi vom remunera. Ce câmpuri trebuie să completeze? Ce informații sunt necesare pentru ca cetățenii să fie informați atunci când vor intra pe această platformă? Formularul este destul de simplu. Colectăm date strict necesare pentru a afla cât de vulnerabilă din punct de vedere energetic este gospodăria. Pentru asta trebuie să identificăm în primul rând membrii familiei. Deci toți membrii familiei vor fi identificați prin IDNP, prin codul de identificare personal. De asemenea, trebuie să identificăm fiecare punct de consum. Deci fiecare gospodărie va putea introduce codul identificator al locului de consum, al contorului, cu alte cuvinte, sau codul care este scris în factură pentru energia electrică, gaze naturale și, eventual, dacă este conectată la încălzire centralizată, pentru termie. Și aceste coduri se vor introduce în formular. De asemenea, membrii gospodăriei vor declara veniturile pe care le au. Prin interoperabilitatea sistemelor informaționale, sistemul informațional vulnerabilitate energetică va extrage datele de la fisc, de la Casa Națională de Asigurări Sociale și va compara veniturile cunoscute de stat cu cele declarate de gospodărie și va lua în calcul veniturile mai mari, rezultatul mai mare. Noi știm că există multe activități economice care nu declară în mod regulat veniturile, de aceea contăm pe onestitatea cetățenilor. De asemenea, vor exista și proceduri, bineînțeles, de verificare selectivă pentru acele cazuri în care sunt indici de risc de abuz. Avem inspecția socială care poate verifica dacă este evident că o familie abuzează sistemul. Haideți să explicăm cum va funcționa această... Este o procedură care funcționează și în cazul ajutorului social. Dacă o familie locuiește într-un castel, dar a declarat venituri de 2000 de lei, ceva nu este în regulă. Da? De aceea avem și acești indicatori proxy de avere, care vor elimina din start familiile care au avere foarte mare, care au imobile în valoare de peste 5 milioane de lei. Da? Sunt, nu știu, poate 15.000 de astfel de familii în toată țara sau care au 4 sau mai multe locuințe. Deci este și un mecanism de estimare indirectă a bunăstării gospodăriei, la fel cum se întâmplă și cu ajutorul social. Vreau neapărat să revenim la acest subiect, dar mi-a scăpat la început și vreau să anunț telespectatorii întrebarea de la televoting, inclusiv că pot să voteze. Dacă credeți că toți cetățenii ar trebui să primească compensații de la stat pentru factura la gaze, energie electrică și căldură, întrebarea o aveți afișată pe ecran, transmiteți SMS la numărul 3280 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Pe parcurs vom afișa rezultatele. Același lucru vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Ce s-a schimbat de la experiența anterioară? Pentru că atunci știm că nu era perfect, a fost făcut în grabă, au primit mulți cetățeni care nu obligatoriu aveau nevoie de acest ajutor. Acum înțeleg că s-au făcut anumite ajustări. Care sunt categoriile? Ați menționat parțial, dar ce alte categorii nu vor beneficia categoric de acest suport? Bineînțeles, există și un calcul al ponderii cheltuielilor cu energia în bugetul gospodăriei. Acum, ca să explicăm de ce facem aceste calcule. În acest an, compensațiile vor fi oferite în mod mai țintit și vor fi mai mari pentru familiile mai vulnerabile. Dar, în același timp, marea majoritate a cetățenilor vor primi compensații. Deci bugetul disponibil ne ajută să atenuăm impactul creșterii prețurilor pentru marea majoritate a cetățenilor. De ce, de fapt, compensăm creșterea prețurilor la gaze naturale sau energia termică? De ce se întâmplă acest lucru? Că nu se întâmplă doar în Republica Moldova. Și alte țări implementează astfel de mecanisme, prin forme diferite. Unele plafonează prețul, da? Și nu se vede în factură că, de fapt, statul a intervenit, pentru că Agenția de Reglementare în Energetică nu are dreptul să crească tariful, de exemplu, în alte state, și atunci firmele sunt ajutate altfel de guvern, dar nu se vede în factură. Tot este un cost pentru guvern. Alte state, cum e Republica Moldova, cum e Spania, România, oferă compensații care sunt vizibile în factură. Anul trecut, aceste compensații au fost oferite după un model universal pentru toți, pentru că trebuia să reacționăm rapid,
era situația de urgență, nu aveam timp să facem sistem informațional, să verificăm venituri și așa mai departe. În acest an am avut timp să ne pregătim, am dezvoltat acest sistem informațional, am dezvoltat acest mecanism de estimare a vulnerabilității, dar nu o să mergem în foarte mari detalii. Deci sunt 4 categorii, nu sunt 100 de categorii și compensațiile nu vor varia foarte mult, adică vor fi diferite între categorii, bineînțeles, dar avem doar 4 categorii. Da? Și de asemenea este important să... Haideți să le menționăm. Da, deci... este categoria de vulnerabilitate foarte ridicată. Da? Vulnerabilitate energetică foarte ridicată. Sunt familiile pentru care energia reprezintă mai mult de 90% din venitul gospodăriei rămas după ce și-a acoperit cheltuielile de bază, cu alimentarea, de exemplu, sau produsele igienice. Da? Pentru familiile pentru care energia reprezintă de la 35% până la 90% din bugetul disponibil după acoperirea cheltuielilor de bază, se aplică categoria de vulnerabilitate ridicată. Cele cu 20-35% medie, 10-20% scăzută și cele care cheltuie mai puțin de 10% din bugetul lor care le rămâne după ce au acoperit cheltuielile. Deci simplu ar fi, da, cu cât familia are venituri mai mici, cu atât mai mare va fi suportul. Bineînțeles, bineînțeles. Cu atât mai ridicată este vulnerabilitatea acestei gospodării și cu atât mai mare este suportul pe care îl va oferi statul. Este un sistem care va fi destul de intuitiv. El va comunica cu familia care se înregistrează și pe data de 25 noiembrie sistemul va porni calculele, probabil va lua o zi, două, pentru că e un volum mare de informații și sistemul va genera decizia și atunci gospodăria va primi pe mail, dacă s-a înregistrat cu un mail sau eventual pe telefonul mobil, rămâne să vedem cum va fi comunicarea, va primi decizia în care se va vedea foarte clar scorul și categoria în care este, în care se încadrează această gospodărie. De asemenea, în factură, efectiv, se va vedea categoria de vulnerabilitate. Haideți să facem un exercițiu. Ne reamintim, platforma online compensații.gov.md deocamdată nu este, spuneți dumneavoastră, funcțională, dar să ne imaginăm... Ea este funcțională, nu este lansată. Nu este lansată, ok. Ok. Da. Diferite, dacă este un pensionar sau o pensionară care, să zicem, nu se înregistrează și nu ajunge nici la bibliotecar și nici la cei care oferă suport tehnic, el nu va primi într-un final niciun ajutor. Nu este adevărat. Va primi o compensație medie. Nu va primi cea mai ridicată compensație. Pentru asta va trebui să meargă la asistentul social sau la bibliotecar să se înregistreze sau să roage un membru al familiei să o ajute pensionara sau pensionarul să se înregistreze. Ca să vă dau un exemplu, la parametrii actuali, noi estimăm că toți pensionarii sau să zicem cuplurile de pensionari care au un venit cumulat de sub 11.000 de lei vor nimeri în categoria cea mai înaltă de vulnerabilitate energetică. Chiar dacă intră pe această platformă și completează sau chiar dacă nu vor fi acolo? Păi noi, ca să cunoaștem că ei consumă la punctul respectiv de consum, trebuie să se înregistreze. Ei trebuie să se înregistreze pentru a beneficia de categoria cea mai înaltă de vulnerabilitate. Vreau ca și cei care ne urmăresc să înțeleagă neapărat dacă au părinți sau au bunei. Absolut, este important. Trebuie să meargă să-i ajute, pentru că vă imaginați, cineva de 70-80 de ani s-ar putea să nu știe că ar trebui să se adreseze la bibliotecară. Va fi o campanie de informare. Absolut. Haideți, domnule Spătaru, să menționăm. Vedeți, mă simt un pic incomod că noi acum discutăm despre o platformă care încă nu este lansată și oamenii care ne privesc nu pot să meargă și să vadă despre ce este vorba. M-ați invitat la emisiune, este normal să vă explic, dar eu voi ieși în conferință de presă, voi fi la emisiune atunci când platforma va fi lansată și va fi o campanie de informare. Sunt pregătite videouri, tutorial care să explice pe pași cum se completează acest formular. Site-ul va fi intuitiv, vor fi imagini cu facturile de unde să iei codul acela de identificare a locului de consum și așa mai departe. Adică, cumva, noi anticipăm lucrurile, lumea până săptămâna viitoare probabil o să uite multe detalii pe care le discutăm, dar în momentul când va fi lansată platforma, lucrurile vor deveni foarte clare. Și încă o dată, pentru înregistrare pe platformă este suficient timp, avem o lună și jumătate la dispoziție, nu este grabă foarte mare, deci mai bine să pregătim o platformă care să funcționeze corect, să facă calculele corect, să fie conectată cu celelalte sisteme informaționale, decât să lansăm ceva care nu este finalizat, testat în grabă. Da? Deci noi pregătim totul ca să meargă bine. Este un sistem
destul de complex în spate. Familiile nu vor vedea complexitatea, formularul e simplu, dar în spate se fac niște calcule, niște interpelări, bazele de date comunică între ele, inspecția socială va avea acces la modulul special pentru ei ca să vadă indicatorii de risc și așa mai departe. E normal, orice sistem al statului are indicatori de risc, dar scopul nostru nu este de a penaliza oamenii. Scopul nostru este de a ajuta oamenii și de a-i ajuta cât mai mult. Pentru că atunci când distribui compensațiile în mod diferențiat, atunci pe cei mai săraci îi ajuți mai mult. Și mi se pare corect acest lucru. Absolut. Noi așteptăm conferința de presă unde să faceți toate explicațiile. Nu o să insist foarte mult pe această platformă și funcționalitatea ei, dar vreau încă câteva precizări pe care le-am desprins inclusiv din comunicatul emis de către minister. Cei care dețin bunuri imobile ce costă peste 10 milioane de lei. Înțeleg că această sumă a fost micșorată până la 5 milioane. Noi am avut un proces de consultări publice pe marginea regulamentului privind atribuirea categoriilor de vulnerabilitate și acordarea compensațiilor. Acest proces a implicat multe persoane și au fost mai multe adresări din partea experților, din partea instituțiilor, din partea altor partide politice, din partea cetățenilor. Deci a fost un proces foarte participativ. Chiar eu personal am rămas surprins de interes și de contribuțiile foarte pozitive ale participanților. Deci proiectul final care va fi aprobat mâine și care a fost consultat, apropo, ieri la o ședință în minister, diferă destul de mult în sensul pozitiv, este mult îmbunătățit față de prima variantă care deja era lucrată cu experții. Pentru că, într-adevăr, s-au mai ajustat anumite lucruri. Este și normal. De asta există consultări publice. Și respectiv acest indicator este unul dintre parametrii care a fost ajustat, pentru că la consultarea cu bazele de date din cadastru, am văzut numărul de gospodării care ar fi în acea grupă de gospodării cu imobile peste 10 milioane de lei și erau foarte puține. Deci sunt într-adevăr foarte puțini care ar nimeri în această categorie. Costul de viață de multe ori este mai mare, dar... Da, și la cadastru nu întotdeauna se reflectă deci valoarea adevărată. Deci, haideți să explicăm aici. Deci, cei care au o casă, o locuință care depășește sau ajunge la 5 milioane de lei, nu vor beneficia de niciun leu compensație. De asemenea, ei nu trebuie să declare această informație. Deci noi nu o să solicităm de la cei care completează formularul să declare cât costă casa lor. Pentru că aceste informații statul le cunoaște deja. Sunt în cadastru. Deci sistemele informaționale comunică între ele. Apropo, știu că o să discutăm în seara asta și despre alte subiecte. Trebuie să eficientizăm serviciile proactive și să limităm la maximum informațiile pe care le cerem de la oameni. Vom cere strict informațiile pe care nu le cunoaștem. Este normal. Pe cele pe care le cunoaștem, inclusiv nici data nașterii, de exemplu, nu o să o cerem în acest formular. Adică ei nu vor putea minți la acest capitol. Pentru informațiile pe care statul le cunoaște, bineînțeles că nu vor putea minți. Doar cu veniturile. Și aici, aici sunt anumite limite obiective în orice țară. Care venituri vor fi analizate? Pentru câte luni? Fiecare gospodărie își va estima venitul lunar, aici este important, va fi și explicat în formular, venitul lunar mediu pentru ultimele 6 luni. Chiar în formular scrie că familia trebuie să-și estimeze cu o aproximare rezonabilă venitul, nu cerem să fie la leu sau nici măcar la 10 lei, da? Poate fi o aproximare rezonabilă, pentru că segmentele în care se încadrează categoriile de vulnerabilitate sunt foarte largi. Și atunci diferența de câteva sute de lei nu va juca foarte mult la încadrarea gospodării într-o anumită categorie. Da? Cu alte cuvinte, dacă o gospodărie are 5.000 sau 5.200 o persoană, da? Un astfel de venit, atunci în aceeași categorie va nimeri, nu sau mai puțin. Da, în marea majoritate. S-ar putea să fie foarte puține cazuri, la limita acolo, dar foarte puține cazuri. Deci, cu aproximare rezonabilă și se va verifica cu datele cunoscute în sistemele publice. Până la prima pauză vreau să discutăm încă două aspecte, foarte scurt. Cei care au suficiente venituri, da, pot refuza de la aceste compensări sau efectiv nu se înregistrează pe platformă? Cei care știu că obiectiv
pot să-și plătească singuri veniturile, se înregistrează pe platformă și declară punctele de consum pentru care plătesc facturile. Pentru că astăzi furnizorii nu știu profilul social al consumatorului care plătește efectiv factura. Cu alte cuvinte, Moldova Gaz nu știe cât de bogat sau sărac este clientul X care plătește factura pentru consumul casnic. De aceea noi trebuie să conectăm o familie de un loc de consum. Și această familie, dacă bifează că nu dorește compensații, atunci nu trebuie să-și declare veniturile. Dacă este o familie care nu dorește ca statul să știe de unde își câștigă viața, atunci se înregistrează și bifează, nu doresc compensații și cu asta basta. Dar dacă nu se înregistrează? Dacă nu se înregistrează, există o metodă indirectă de estimare a categoriei de vulnerabilitate. Acum este foarte simplificată această metodă, dar pe viitor vom avea o metodă mai sofisticată pentru ca să identificăm mai bine, în funcție, de exemplu, de volumul consumat. Pentru că sistemul informațional va extrage și volumul consumat de energie al gospodăriei și vulnerabilitatea va fi calculată și în baza volumului consumat de acea gospodărie. Deci, noi, cu siguranță, vom îmbunătăți acest sistem. Așa cum ați spus, anul acesta va fi mai bine decât anul trecut, va fi mai bine țintit și ajutorul mai bine direcționat, dar anul viitor va fi și mai bine decât anul ăsta. Deci, să sperăm că prețul la energie, gazele naturale va reveni la normalitate și nu va fi nevoie de aceste compensații. Dar, mai este un aspect. Acest sistem este pe termen lung. El ne va permite să implementăm și alte măsuri. Bineînțeles că acum suntem în contextul de criză, în contextul prețurilor foarte mari. Dar în acest sistem vom putea să identificăm familiile care sunt într-adevăr foarte vulnerabile din punct de vedere energetic și să implementăm alte mecanisme de sprijin. De exemplu, programul Rabla pentru electrocasnice. Și vom avea chiar în acest an vouchere, vom distribui. Este o parte mai mică a programului pentru că compensațiile ne mănâncă foarte mult din buget, dar o parte din bani va merge pentru programul Rabla electrocasnice. Cu alte cuvinte, vor fi vouchere pentru înlocuirea aparatelor, mașinilor de spălat, aparatelor electrocasnice, frigiderelor vechi. Da? Sunt foarte interesant și vreau să discutăm un pic mai mult la pentru acest subiect. Pentru familie vulnerabilă. Dar haideți să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate, după care o să discutăm inclusiv despre schimbarea procedurii de calculare și distribuirea suportului social. Rămâneți alături de noi, revenim în scurt timp. Тридцать лет независимости, семь президентов, десять парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Fările cele așa și smurează în procurator. Totul din viață. Totul din viață. Sute de istorii. Cum să nu iubești viața asta? Secrete de vedete. Dar ce ai zis? Că te până la unghier? Da, dar am zis alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă treabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care îți place. Știe iarna, știe liniștea. Și nenumărate provocări.
Este ce aici faci tu în fiecare zi. Iubește viața. Sezon nou. Din 18 septembrie. Doar la TV8. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă o interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Birocrație, mită, tăți nacealnici, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Păi ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-te-l treslincal spel frațiu, de pentru a mai mare, trebuie iară să-mi promut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană. Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu avem. Sește, grindină, lucrător nus, n-ai unde vinde. Bătaie de joc. Тридцать лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Am revenit în platou, vă reamintesc că astăzi discutăm cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Marcel Spătaru. Domnule Spătaru, vorbeați despre această platformă care va fi folosită ulterior și pentru alte proiecte. Absolut. Tot după aceeași formulă, cetățenii își vor înregistra ceea ce au. Cetățenii se înregistrează o singură dată și primesc o categorie de vulnerabilitate. După asta, sistemul permite autorității care implementează o măsură de eficientizare a consumului energetic, de exemplu, să identifice acele gospodării care sunt eligibile, sunt cele mai vulnerabile, care corespund unui profil social, de exemplu, familii foarte vulnerabile cu copii mici din zone rurale, de exemplu. Și atunci sistemul poate face o selecție și ne spune, sunt la nivel de țară 60.000 de astfel de familii, le identifică punctual pe toate, ele s-au declarat, și asistenții sociali din comunitate eventual reverifică situația dacă nu au fost abuzuri la declarație, selectiv, bineînțeles, nu pe fiecare, și se distribuie aceste vouchere. Deci va fi încă un mecanism prin care această platformă va fi pusă în valoare. Dar înregistrarea pe platformă e suficient să fie făcută odată. Atunci familia este identificată și după asta se pornesc toate rotițele în spate. Știu că nu putem oferi foarte multe detalii și punctual cu sume, venituri, dar categoriile de vulnerabilitate, care vor fi? Deci, și în funcție de ce? Doar de veniturile stabile sau lunare ale familiei sau și de altceva? Sistemul acum va calcula
cât la sută din venitul disponibil al gospodăriei reprezintă energia. Dar se ia în calcul, și asta este foarte important, și structura familiei. Pentru că nu e același lucru un cuplu din doi adulți care n-au copii și au un venit global de 20.000 de lei cu o familie din 5 persoane care tot au un venit global de 20.000 de lei. Deci nu putem să luăm în calcul doar venitul. Trebuie să luăm în calcul și structura familiei, da? Încă o dată. Un cuplu cu 20.000 de lei e diferit de o familie din 5 persoane cu 20.000 de lei. Respectiv, sunt în diferite categorii de vulnerabilitate. Va fi un calcul, bineînțeles, și vor nimeri în diferite categorii de vulnerabilitate pentru că calculul ia în considerare și coșul minim de consum pentru produsele de bază, alimentare, igienă, conform datelor de la Biroul Național de Statistică, care ne spune cât reprezintă un consum minim în Republica Moldova și acest consum va fi imputat fiecărui membru al gospodăriei. Da? Va fi dedus din bugetul gospodăriei. Deci este un calcul care se face în sistem, el este explicat și în regulament. Este o procedură normală. Așa se calculează vulnerabilitatea unei gospodării. Haideți să vorbim un pic despre unicitatea acestei platforme. Vorbeam în pauză că nu mai există la nivel mondial așa ceva, deci este o premieră în Republica Moldova. De unde a apărut și cât a costat? Există astfel de încercări de platforme la nivel regional în unele țări. De exemplu, în Spania există ceva similar la nivel regional, dar la nivel național, cu asemenea acoperire și cu asemenea amploare, este adevărat că Republica Moldova, fiind și un stat mai mic, este probabil prima, din ce știu eu, care implementează un astfel de mecanism și asta a suscitat interesul altor state. Îmi amintesc că în primăvară am fost la Berlin la Platforma Donatorilor pentru Republica Moldova și cu acea ocazie am avut o întâlnire cu omologul meu german, ministrul Muncii și Protecției Sociale din Germania și în acea întâlnire i-am povestit despre intenția noastră de a face o astfel de platformă, de a distribui compensațiile nu după niște criterii universale pentru toată lumea, ci în baza unor criterii mult mai bine definite, în baza unei platforme informaționale și așa mai departe. Și mi s-au aprins ochii, a fost foarte interesat. Și ne-a spus că dacă facem un fond de reducere a vulnerabilității energetice, va discuta cu Parlamentul ca Germania să ne acorde un sprijin financiar. Și uite acum, chiar săptămâna trecută, a fost o delegație din Germania care va oferi în fondul de reducere a vulnerabilității energetice, mai bine zis pentru fondul de reducere a vulnerabilității energetice, un sprijin de 40 de milioane de euro, grant, bani oferiți pentru compensații. Deci, efectiv, sunt bani pentru a finanța compensații. Asta cât ar acoperi? Jumătate de lună? Bugetul pentru mai mult de jumătate de lună. Bugetul pentru luna noiembrie este 870 de milioane de lei. Dacă convertim 40 de milioane de euro, ar fi vreo 760 de milioane de lei. Asta acoperă 90% din bugetul unei luni, din bugetul lunii noiembrie. Bani germani. Deci putem să spunem, și alte suporturi ne ajută și alte state, dar noi avem și un deficit bugetar. Deci alte state, Uniunea Europeană, ne ajută cu suport macroeconomic, pentru că în acest an au crescut cheltuielile și încasările din economie nu au ținut ritmul cu creșterea inflației, de exemplu. Noi am indexat pensiile în luna aprilie, cu un procent de indexare care este echivalent cu inflația de anul trecut, dar am crescut și pensia minimă cu peste 90%. Deci dacă ne uităm pe sistemul de pensii, tot sistemul de pensii a crescut peste inflație. Au crescut mai mult pensiile mici, mai puțin pensiile mari. Dar asta este o povară pe bugetul de asigurări sociale de stat, pentru că încasările în bugetul de asigurări sociale de stat n-au ținut pasul cu inflația. Încasările în buget au crescut cu în jur de 14%. Inflația este 33%. Creșterea pensiilor este peste 35%. Deci în acest context este important acest suport macroeconomic, pentru că altfel crește deficitul bugetar, altfel nu poți să investești în drumuri, nu poți să crești salariile în sectorul public, nu poți să investești
investești în dezvoltarea țării. Domnule ministru, dacă n-ar veni acești bani de la partenerii din Germania sau de la Uniunea Europeană, Republica Moldova ar avea capacitatea de... Ar trebui să tăiem mai mult din alte capitole de cheltuieli, pentru că în acest moment creșterea prețurilor la energie este atât de mare, da? Încât nu poți să nu intervii ca guvern. Pentru că ești un guvern responsabil și trebuie să ajuți gospodăriile să poată plăti facturile, pentru că vor fi penalizante pentru familii. Dacă n-ar fi acest suport, ar fi mult mai greu. Ar trebui să limităm investițiile, creșterea economică și așa mai departe. Multe alte programe. Și așa a crescut deficitul, dar este încă sustenabil. Noi discutăm acum din perspectiva că Republica Moldova va fi asigurată totuși cu gaze naturale și contractul va fi valabil cu Federația Rusă, dar vedem în fiecare zi mesaje și semnale din partea Gazpromului care amenință că ar putea să deconecteze Republica Moldova din cauza datoriei de la gazele naturale. Ați analizat această ipoteză sau această situație care poate fi destul de gravă? Uh-huh. Ce ar face statul Republica Moldova dacă rămânem fără gaze din partea rușilor? Suntem conectați la piața de gaze europeană. Acolo unde gazele sunt mult mai scumpe decât contractul pe care îl avem cu Gazprom. Asta este adevărat. Deci o soluție pentru aprovizionarea cu gaze naturale există. Acum, bineînțeles că în cazul în care contractul este reziliat, autoritățile competente, și aici nu e Ministerul Muncii, vă dați seama, dar autoritățile competente vor încheia contracte cu furnizori din Uniunea Europeană și în același timp vor limita prin diverse metode consumul de gaze naturale. De exemplu, vor aproviziona cu păcură, care este mai ieftină, din păcate e mai poluantă, ne dăm seama, dar impactul social ar fi enorm dacă am cumpărat la prețul de piață gaze naturale și am alimentat termoelectrica. Dar și cu păcură ar fi mai scump decât în condițiile actuale ale contractului cu Rusia. Și acum, nu, acum cu păcura este de fapt mai ieftin decât ar fi cu, dacă nu mă înșeală memoria și calculele și expertiza mea în domeniul energetic, dar este important că în acest an guvernul are un plan de contingență, are măsuri de aprovizionare. Ministerul Infrastructurii, Energocom, au făcut rezerve de gaze naturale, au cumpărat. Cu alte cuvinte, au cumpărat în avans și au stocat gaze naturale. Bine, și capacitatea noastră este foarte mare, noi știm. Este adevărat, deci este o ecuație. Trebuie să te pregătești de mai multe scenarii. Întrebarea, de fapt, era în altă direcție. Dacă aceste compensații, eventual, ar putea fi mai mari decât se planifică și dacă există această capacitate, în contextul în care vor fi prețurile respectiv mai mari pentru cetățeni. Noi trebuie să oferim oamenilor prețuri pe care ei le pot plăti. Pentru că dacă o familie nu poate plăti factura, ea nu o va plăti. Și atunci nici furnizorul nu va avea bani, nu va putea să plătească de unde cumpără gazele naturale și se încep probleme în lanț. Deci, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, acum eu am discutat despre, da, v-am răspuns la întrebări despre aprovizionarea cu gaze, dar Ministerul Muncii și Protecției Sociale trebuie să se asigure că familiile pot plăti factura. Da? Noi implementăm aceste mecanisme care ne permit să distribuim compensații ca oamenii să poată plăti factura. Acum, aprovizionarea cu energie nu intră în competența Ministerului nostru, dar eu sunt membru al Comisiei pentru pregătirea de sezonul rece și bineînțeles că discutăm cu colegii de la Ministerul Infrastructurii și de la alte agenții cum ne pregătim pentru sezonul rece. Avem câteva întrebări în comentarii, vreau imediat să vi le adresez, dar la această etapă noi putem spune, domnule Spătaru, despre un procent, să zicem, dacă va fi în jur de 30 de lei costul, asta ar însemna cu cât suportul? Sau nici nu putem cu aproximație? Deci avem 870 de milioane de lei. În luna noiembrie se consumă în jur de 50 de milioane de metri cubi de gaze. Dacă faceți calculul, veți vedea că la această sumă de bani noi am putea compensa pentru toți la fel cam jumătate din preț. Aproximativ jumătate. Dar noi vom avea un mecanism diferențiat unde vom ajuta mai mult pe cei mai săraci, mai puțin. Eu înțeleg această întrebare. Normal, oamenii vor să afle. Dar
Noi trebuie să avem un proces responsabil în care să vedem, uite, am pus acești bani deoparte, îi distribuim pentru compensații, ajutăm mai mult pe cei mai vulnerabili. Noi acum nu știm câți sunt cei mai vulnerabili. 60%, 70%, 40%, câți vor fi în acea categorie maximă de vulnerabilitate, pentru că n-am început încă colectarea datelor. Când vom ști câți sunt, în noiembrie, vom ieși public și vom anunța acele sume compensate. Dar încă o dată, suma care este acum bugetată ne permite să compensăm la un nivel la care familiile își vor permite să plătească facturile. Acum să trecem la întrebările din comentarii de pe Facebook. Olga vă întreabă, dar banii de peste hotare tot trebuie declarați? Bineînțeles, fac parte din bugetul familiei și acoperă niște cheltuieli. Ei trebuie să fie o confirmare ceva sau... Nu. Este o declarație. În formular este explicat care sunt sursele de venit care trebuie declarate, salariile, pensiile, dividendele, remitențele. Da, răspunsul este clar. Veniturile din activitatea de antreprenoriat, întreprinzător pe patentă și așa mai departe. Acum, sunt anumite venituri care nu trebuie declarate și aceste venituri sunt legate de niște cheltuieli suplimentare. De exemplu, cu ocazia unui deces se acordă ajutor de deces. Acest venit nu trebuie declarat pentru că el este ocazionat de un eveniment, trist în acest caz, care generează niște cheltuieli suplimentare. Deci nu trebuie declarat. Sau un eveniment mai pozitiv, nașterea unui copil, indemnizația unică la nașterea copilului, pentru că sunt banii copilului, nu trebuie declarați în această declarație. Dar suportul lunar pentru... Ajutorul social, de exemplu, trebuie declarat pentru că este un ajutor pe care ți-l dă statul ca să-ți acoperi niște cheltuieli. Deci, pentru cheltuieli generale. De ce să dă indemnizația unică la nașterea copilului? Pentru că acest copil are niște cheltuieli mai mari. Și atunci sunt niște bani pentru cheltuielile copilului, nu sunt bani pentru plata facturii la energie, de exemplu. Iar ajutorul social este pentru orice cheltuială, inclusiv pentru plata facturii la energie. Este o întrebare destul de curioasă. Da. Și chiar aș vrea să aflu și eu răspunsul și presupun că mulți dintre cei care au credite. Veceaslav vă întreabă, din venitul familiei va fi sau vor fi scoase cheltuielile lunare pentru creditul ipotecar prima casă? Ar fi bine ca ponderea dintre venit și cheltuielile pentru energie termică să fie dedus plățile pentru răspunsul scurt casă. Este da. Dar există și un plafon. Pentru că familiile trebuie să locuiască undeva. În același timp, nu putem să considerăm achiziția unui imobil luxos ca fiind integral necesară. Da? Este o opțiune. De aceea e normal ca pentru orice tip de cheltuială să există un plafon. Deci va exista un plafon, dar răspunsul pe scurt este da. Creditul imobiliar va fi dedus din venitul gospodăriei până în limita unui plafon, conform calculului, el este în hotărârea de guvern. Și de asemenea este important că va fi dedus doar creditul imobiliar pentru locuința declarată, nu pentru oricare altă locuință. Deci, efectiv, pentru apartamentul care stai, pentru acel apartament, dacă ai un credit, va fi dedusă valoarea ratei lunare. Dacă ai alte patru dacă apartamente ai altele, și dai nu. Cu chirie sau absolut, bineînțeles. Investiții. Dacă ai altele patru, ești eliminat prin metoda indirectă a testului de non-vulnerabilitate. Doar creditul imobiliar sau și alte credite? Doar creditul imobiliar. Celelalte credite sunt opționale. Eu înțeleg că sunt familii sărace, dar asta se vede deja din venitul lor. Nu trebuie să mai scazi și creditul, da? Dar creditul imobiliar este un credit specific care este legat de nevoia de a avea o locuință și este diferit. Cineva care moștenește o locuință și are unde să trăiască e diferit de cineva care nu moștenește locuință și e un cost într-adevăr obiectiv suplimentar pe care această gospodărie trebuie să-l acopere. În limitele unor plafoane rezonabile, iarăși. Înainte să trecem la un alt subiect, ziceam în pauză că e important să menționăm. Cei care nu se înregistrează pe această platformă, compensații.gov.md, ei oricum vor beneficia de suportul. Vor fi ajutați în măsura posibilităților. Dacă vor mai mult,
dacă vor mai mult și dacă sunt vulnerabili, trebuie să se înregistreze. Nu doar dacă sunt vulnerabili. Dacă vor să le fie atribuită categoria de vulnerabilitate energetică pe care o merită. Așa, am înțeles. Aici bine, merită, ați explicat. În care, care trebuie să fie încadrat. Haideți să vedem rezultatele televotingului până la această oră. Dacă credeți că toți cetățenii ar trebui să primească compensații de la stat pentru factura la gaze, energie electrică și căldură, iată, 36% dintre cei care au votat consideră că da și 64% că nu. Deci totuși oamenii înțeleg situația și văd logică această măsură pe care ați întreprins-o. Acum vreau să vorbim un pic despre acordarea ajutorului unic de 1500 de lei pentru beneficiarii de pensii și alocații. Întâi de toate, de unde bani, iarăși din acel suport macrofinanciar din partea Uniunii Europene sau sunt din rezervele statului? Sunt din bugetul de stat, dar era necesară o intervenție. Suntem într-o perioadă de criză, într-o perioadă în care inflația este galopantă, a ajuns la cote foarte alarmante pentru cetățeni, ne dăm seama, și în momentul în care guvernul nu este sigur câți bani vor fi anul viitor, cum vor crește încasările în buget sau în bugetul asigurării sociale de stat, guvernul intervine cu un ajutor în acest an. Haideți să explicăm acest ajutor unic de 1500 de lei. Este un ajutor care este acordat tuturor beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat care au prestația în valoare de până la 5.000 de lei. Cu alte cuvinte, dacă pensia e mai mică de 5.000 de lei, ieri chiar au fost finanțate aceste plăți, suplimentar la pensie, beneficiarul mai primește 1.500 de lei pe card, dacă cardul e înregistrat în MPay, dacă nu, atunci la poștă poate ridica acești bani. Sunt bani suplimentari. Este, așa cum am zis, este un ajutor de criză înainte de sezonul rece, care compensează un pic din inflație. Ne dăm seama că este greu, dar în acest moment guvernul nu își poate asuma imediat cheltuieli care să fie pe termen lung. Compensațiile ne vor costa foarte mult și așa mai departe. Inclusiv pentru salarii, de exemplu, în sectorul bugetar, guvernul nu poate, Ministerul Finanțelor cel puțin, nu poate crește mai mult decât cu 5,5 cât a crescut și pentru unele categorii suplimentari, pentru asistenți sociali comunitari, pentru asistenți parentali și așa mai departe, le-au crescut mai mult salariile, dar ei aveau salarii foarte mici și erau nedreptățiți, dar o creștere de același ritm cu inflația nu era posibilă pentru Ministerul Finanțelor în acest moment. De aceea, guvernul, având niște bani în buget anul acesta, i-a dat ca un angajator responsabil, sub formă de suport și angajaților din sectorul bugetar, de asemenea, în valoare de 1.500 de lei, în două tranșe, care vor însuma 3.000 de lei. Dar sunt două mecanisme diferite. Acest ajutor unic îl vor primi peste 660.000 de persoane. Este un miliard de lei. Când vor primi acești bani și care este procedura? V-am spus, a fost finanțat ieri. Nu e nicio procedură specifică. Deci banii pur și simplu vin în contul acestor pensionari. Dacă ești pensionar cu pensia mai mică de 5.000 de lei sau dacă ești beneficiar de alocație socială de stat, atunci beneficiezi de suplimentar la pensie și la alocație de 1.500 de lei. Domnule ministru, nu pot să nu vă întreb. Da, vă rog. Da, am vrut să zic că nu e doar pentru persoanele în etate acest suport, este și pentru copiii cu dizabilități, pentru că acești copii au alocație socială de stat și copiii cu dizabilități severe vor beneficia și ei de acest sprijin suplimentar. Vorbim despre inflație. Da. Puteți să explicați pentru cetățenii care ne urmăresc în aceste clipe de ce Republica Moldova, dacă facem comparație cu alte țări din regiune, rata inflației este atât de mare, este chiar cea mai mare din zonă. Ce se întâmplă? Ce facem noi incorrect? Suntem mai vulnerabili, suntem expuși importurilor. Aici trebuie să se expună macroeconomiștii. Eu am anumite competențe, dar nu sunt specialist la Banca Națională a Moldovei. Acum, fiecare dintre noi își poate explica. Sunt niște mecanisme macroeconomice care funcționează. Este adevărat că suntem afectați de războiul din Ucraina, creșterea prețurilor la gaze. Noi, spre deosebire de Ucraina, nu avem producție proprie de gaze naturale. Și gazele noastre le plătim mai mult Gazpromului decât plătește Ucraina. În Ucraina n-au crescut prețurile la gaze, la fel de mult ca în Moldova. În primul rând, Ucraina are gaz propriu,
nu suficient pentru a acoperi tot consumul intern, dar o parte. Are un contract cu Gazprom, din câte știu eu, mai avantajos decât Republica Moldova, deci Rusia are diverse pârghii de influență asupra țărilor și aici este adevărat că... Deci Ucraina, care este în război cu Federația Rusă, are un contract mai avantajos la procurarea gazelor naturale? Din ce știu eu, s-ar putea să greșesc, dar din ce știu eu, prețul la gaze naturale în Ucraina este mai, a fost cel puțin, mai scăzut decât în Republica Moldova. Dar iarăși, nu este strict competența mea, s-ar putea să greșesc. Inflația, din păcate, nu poate fi controlată decât într-o măsură foarte mică de stat, prin intervenția băncii naționale, care intervine cu ratele bancare, prin plafonarea unor prețuri la produsele esențiale. Ministerul Economiei are un mecanism prin care produsele sociale nu pot depăși o anumită valoare adăugată la preț. Deci sunt niște mecanisme, dar sunt foarte, foarte limitate. Altfel, guvernul intervine în piață și sunt riscuri mai mari. La ce ar trebui să ne așteptăm? Capacitatea de plată a cetățenilor în continuare va scădea sau am ajuns la o limită? Guvernul, cel puțin pentru categoriile cele mai vulnerabile, a intervenit pentru a compensa creșterea inflației, pentru, așa cum v-am spus, pentru pensionari, pentru salariații cu salariile cele mai mici. Salariul minim a crescut într-un ritm similar cu inflația și va crește în continuare. Salariul minim anul trecut era 2.935 de lei în sectorul real, 2.200 de lei în sectorul bugetar. Acum este 3.500 de lei în ambele sectoare, deci am unificat. Anul viitor ne așteptăm la o creștere semnificativă a salariului minim de la 1 ianuarie. Deci inflația afectează cel mai mult pe cei mai săraci. Da? Bineînțeles că reduce din capacitatea de economisire a celor mai bogați. Dar ei își pot acoperi în continuare cheltuielile. Economisesc mai puțin sau își cumpără bunuri de valoare mare mai puține, da? Pentru că este inflație. Dar noi trebuie acum să avem mecanisme prin care să ajutăm pe cei mai vulnerabili, să le compensăm această scădere a puterii de cumpărare. Și pentru asta este ajutorul unic, este indexarea pensiilor, ajutorul social, compensațiile și așa mai departe. Vorbim despre modificarea regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social. Punctual, câteva momente importante. Ce anume s-a schimbat în acest regulament? Sistemul de ajutor social există în Republica Moldova din 2008 și în timp au existat destul de multe abuzuri în sistem și, din păcate, percepția societății pentru acest mecanism s-a deteriorat. Sistemul de ajutor social haideți să recunoaștem, erau mulți cetățeni care făceau nimic bineînțeles, asta urma să vă spun. Deci sistemul de ajutor social are intenția de a ajuta familiile să iasă din sărăcie. Trebuie să fie ca un imbold pentru familii, ca ele să-și găsească un loc de muncă și așa mai departe. Din păcate, au fost foarte multe familii, nu foarte multe, au fost multe familii, că iarăși, să nu exagerăm amploarea fenomenului. Eu o să vă spun, ne-am uitat peste date și în sistemul de ajutor social erau foarte mulți pensionari. De fapt, în realitate, era un sistem prin care se dădea un supliment la pensii, dacă doriți. Mai mult decât pentru șomerii care abuzau sistemul. Erau și ei, dar nu erau majoritate, erau o parte. Dar care discreditau întregul sistem de ajutor social. Deci, în acest an am intervenit și persoanelor care sunt apte de muncă, ajutorul social le va fi redus peste 6 luni cu 20%, iar peste un an nu vor mai putea prelungi ajutorul social. Deci, dacă ești apt de muncă, trebuie să muncești. Despre alte aspecte ne ziceți după o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi în cele două ore, vom prelua inclusiv apeluri de la dumneavoastră. Тридцать лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8.
каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Fățările cele așa și se murează în procuratură. Totul e din viață. Totul e din viață. Sute de istorii. Cum să nu iubești viața asta? Secrete de vedete. De ce ai zis că te pun la unghier? Da, dar am zis alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă întreabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care-ți place. Și nenumărate provocări. De ce faci tu în fiecare zi? Iubește viața. Sezon nou. Din 18 septembrie. Doar la TV8. Fiecare zi un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15... Am revenit în platou, continuăm discuția. Domnule Spătaru, vorbind despre ceea ce ați menționat, schimbarea regulamentului sau intervenirea la modificarea acestui regulament, nu vom mai avea asemenea abuzuri când unii oameni care nu muncesc, care consumă alcool, beneficiază de ajutor social și nu-și schimbă efectiv nimic? Vor fi limitate astfel de cazuri și oamenii vor fi eliminați din sistem treptat. Așa cum v-am spus, ajutorul social va fi redus peste o anumită perioadă de timp, după care, la expirarea ajutorului social, aceste familii nu vor avea dreptul de a depune o nouă cerere. Deci vor avea interdicție de a depune o nouă cerere. De asemenea, reforma nu este doar punitivă. Reforma vine și cu noutăți bune pentru anumite categorii și aici vorbim despre familiile vulnerabile cu copii mici, în calculul venitului minim garantat, care servește pentru calculul ajutorului social, se va da o pondere mai mare cheltuielilor copiilor și familiile cu copii mici, dacă sunt eligibile, vor beneficia de un sprijin mai mare în sistemul de ajutor social. Dar asta nu exclude obligația părinților, după ce copiii cresc, să-și găsească un loc de muncă. Bineînțeles. Ce înseamnă sprijinul ăsta? Aveți este un sumă? Sistem, dacă mă puneți acum, eu aș putea, dar cred că trebuie să mai stăm încă 3 ore ca să vă explic cum funcționează ajutorul social. Este un sistem foarte complex. Aici Republica Moldova a mers poate înaintea multor altor state, pentru că, de fapt, sistemul de ajutor social este un venit minim pe care ți-l garantează statul. Așa funcționează, aceasta este percepția. Țările nordice, dezvoltate, care au încasări din petrol și așa mai departe, au introdus astfel de mecanisme. Dacă ești norvegian, de exemplu, ai un venit minim garantat pe care ți-l oferă statul. Noi nu putem să oferim pentru toți cetățenii și de aceea acest mecanism este pentru cei mai vulnerabili. De ajutor social beneficiază în jur de 40.000 de gospodării din țară. Și, de fapt, calculul valorii ajutorului social este derivat din veniturile gospodăriei și acel minim garantat de stat. Este diferența dintre veniturile reale ale gospodăriei și venitul minim garantat de stat. Adică statul te ridică, cu alte cuvinte, îți ridică veniturile până la acel nivel minim garantat.
Este un calcul destul de complex. Avem, așa cum am spus, vreo 40.000 de beneficiari la nivel de țară. Sunt anumite nereguli în sistem pe care le cunoaștem. De aceea lucrăm cu sistemul de asistență socială. Ne-am întâlnit de mai multe ori cu direcțiile raionale, municipale de asistență socială să reformăm acest sistem. Deci vom reforma sistemul aproape din temelii. Vă spun, avem intenția de a modifica și ierarhia în cadrul sistemului de asistență socială, dar vom veni cu un astfel de proiect, cred că până la sfârșitul anului. În principiu este clar aici ce se va întâmpla cu factorul uman, în ce măsură va fi exclus, și aici vorbim despre asistenții sociali care de multe ori ei admit anumite abuzuri, conștient, dând ajutor social rudelor, vecinilor, prietenilor. Vulnerabilitatea în general este un construct social. Nu este neapărat un construct obiectiv, absolut, și inevitabil factorul uman intervine. Dar factorul uman trebuie să intervină profesionist, constructiv, da? Și asistentul social trebuie să fie, și este, în marea lor majoritate, asistenții sociali comunitari sunt profesioniști care au făcut studii în domeniu și care știu să identifice o persoană vulnerabilă sau o familie vulnerabilă care are nevoie de ajutor. Nu putem să excludem factorul uman, pentru că asistența socială este despre umanitate, este despre a ajuta oamenii. Este o profesie a celui care pune umărul atunci când îți este cel mai greu. Este omul care îți dă nu doar bani prin ajutor social, dar te ajută, îți aduce o căldare de apă dacă ești bătrân, taie niște lemne și așa mai departe. Cum îi motivează statul pe acești oameni? Salariile lucrătorilor sociali sunt mici. Sunt obiectiv mici. Asistenții sociali comunitari primesc la aceasta? Au salarii aveau până recent salarii foarte mici, în jur de 4.000 de lei net, dar existau două categorii. Asistenții sociali comunitari cu studii profesional tehnice primeau foarte puțin, într-adevăr, sub 4.000 de lei net. Asistenții sociali comunitari cu studii superioare primeau peste 6.000, unii puteau să primească un pic mai mult. Și atunci, diferența aceasta, volumul de muncă și atribuțiile pe care le îndeplinesc fiind destul de similare, nu era justificată. Această diferență nu era justificată. Și Ministerul Finanțelor a corectat această eroare și clasele de salarizare ale asistenților social-comunitari cu studii profesional-tehnice au fost crescute cu 10 trepte. Deci, practic, salarizarea lor, e o discuție tehnică aici. Dar e suficient, domnule ministru? Este o creștere. Oamenii muncesc foarte mult, merge la familii social vulnerabile. Este adevărat. Există un risc și tot așa. Este adevărat. Această creștere, dacă ar fi fost doar această creștere, n-ar fi fost suficientă, cu siguranță. Acum, noi, datorită parteneriatului pe care îl avem cu alte organizații internaționale, am putut să atragem un sprijin din partea UNICEF pentru 12 luni ca să acordăm un adaos la salariu de 1.000 de lei net, suplimentar la creșterea despre care am discutat, tuturor asistenților sociali comunitari, tuturor asistenților parentali, profesioniști care îngrijesc de copii lipsiți de ocrutirea părintească și altor categorii de lucrători sociali, suplimentar la salariu. De asemenea, în contextul implementării sprijinului de criză și a înregistrării în sistemul informațional vulnerabilitate energetică, vom putea să oferim alte sporuri la salariu. Deci, efectiv, putem să spunem că în această perioadă, datorită eforturilor conjugate ale Ministerului nostru, ale Ministerului Finanțelor, ale UNICEF, ale altor parteneri, pentru următoarea perioadă, cred că veniturile asistenților sociali vor crește în rând cu inflația, adică peste 30%. Ce ar însemna un salariu mediu? Iar sunt situații diferite, depinde de vechimea muncă, depinde de nivelul studiilor, dar cred că vor ajunge la 6.000 de lei, 7.000 de lei net, care este un salariu mic. Eu îmi dau seama, este un salariu mic. Foarte mic. Facem tot ce este posibil, dar noi am primit o moștenire și avem un buget limitat în care trebuie să finanțăm aceste creșteri. Reieșim din ce avem și facem eforturi mari. Vă spun sincer că facem eforturi pentru a identifica aceste surse. Și nu ne oprim doar aici.
Oamenii aceștia nu doar că trebuie salarizați decent, ei trebuie și dotați cu echipamente. Calculatoarele asistenților sociali comunitari în care ei trebuie să introducă cererile pentru ajutor social, pentru vulnerabilitate energetică și așa mai departe, sunt învechite. Aceste calculatoare au fost cumpărate cu 10-12 ani în urmă și au anumite limite de funcționare. De aceea noi vom, tot cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, vom înlocui toate calculatoarele tuturor asistenților sociali comunitari din țară în următoarea perioadă. Eu vreau să trecem și la alte subiecte, dar vreau să anunț colegii din regie să afișeze numărul de telefon pe ecran, să preluăm și câteva apeluri de la cetățeni. Sunt sigur că vor fi întrebări, inclusiv de precizare la subiectele pe care le-am discutat. Evident, e important ca întrebările, doamnelor și domnilor, să țină de temele discutate astăzi, ca domnul ministru să poată răspunde. Acum, vorbind, domnule ministru, despre acordarea automată a indemnizației la maternitate. Este un subiect care a bucurat persoanele care au născut sau urmează să nască, pentru că eu înțeleg corect, până acum femeia abia născuse și trebuia să meargă să completeze tot felul de cereri și să meargă în instituțiile statului ca să beneficieze părintele, de acești unul bani. Unul dintre părinți, da. Da, așa era procedura. Este o procedură învechită, era o procedură învechită. Noi trebuie să tindem ca serviciile oferite de stat să fie proactive și în momentul în care se produc anumite evenimente asigurate sau anumite evenimente care sunt însoțite de sprijinul statului, dacă statul cunoaște deja că acest eveniment s-a produs și dacă statul știe contul bancar al cetățeanului, face doar transferul și atâta tot. Deci este exact cazul nașterii. De ce până acum nu s-a făcut acest lucru? E straniu. Putem să vedem de ce nu s-a făcut. Iarăși, erau niște proceduri învechite, nu comunicau sistemele informaționale ale statului. Asta mai este am o întrebare aici despre maternitate, dar vreau să preluăm un apel. Doamna Elena din Chișinău este în legătură prin telefon. Bună seara, ne auziți? Bună seara, domnule Galben și domnule ministru. Vă ascultăm. Deci, întrebarea mea ar fi, poate mai mult, ar fi o sugestie. Nu pentru dumneavoastră. Jos pălăria. Faceți față emisiunii foarte mult. E, mă închin în fața dumneavoastră, chiar dacă am o vârstă de 56 de ani, vă privesc, ador foarte mult pe vă. Doamna Elena, haideți să adresăm întrebarea domnului ministru, ca să reușim să mai preluăm și alte apeluri. Domnului ministru, aș vrea să-l întreb, cred că a fost în legătură cu doamna președinte, atunci când s-a spus la o emisiune că dăm 3.000 de lei la acești care lucrează, dar la oamenii care nu lucrează, pensionarii, deci 1.500. Și atunci a fost s-a întrebat, de ce această diferență? Doamna președinte, așa, ca într-o un zâmbet pe fața apăruse și a spus că ce, oamenii trebuie să lucreze dacă ar simți toți că, uite, le dăm la toți câte 3.000, deci mulți nu ar vrea să lucreze. Deci, domnule ministru, eu, cu părere de bine, lucrez, dar mă gândesc la cei care stau la pat, poate nu se pot, se întoarcă de pe parte pe alta și ei când aud acestea... Doamna Elena, vă rugăm foarte frumos ca să evităm foarte mult context. Întrebarea sau a fost doar o precizare? Cred că am înțeles întrebarea. Doamna Elena, dacă aveți ceva de adăugat. Deci am de adăugat să fim mai reținuți la toate acestea, fiindcă situația e foarte grea. Și atunci când se mai aruncă câte un cuvânt, așa e dureros. Am înțeles. Mulțumim foarte mult, doamna Elena, inclusiv pentru aprecierile aduse TV8. Domnule ministru, vă rugăm. Empatia este foarte importantă. Într-adevăr, noi trebuie să fim alături de oameni și să înțelegem greutățile cu care se confruntă. Acum, eu am menționat la un moment dat că cele două mecanisme sunt mecanisme diferite. Mecanismul de sprijin pentru pensionari și pentru beneficiarii de alocații sociale de stat este o prestație socială. Este o plată socială. Plata pentru salariați este o plată de natură salarială. Este angajatorul care își ajută
salariatul într-o situație dificilă. Și statul, fiind cel mai mare angajator, în momentul în care nu poate să crească salariile, pentru că asta, deci dacă ar fi crescut salariile, nimeni n-ar fi discutat acest aspect. Deci dacă ar fi crescut salariile cu 10, cu 20%, dacă Ministerul Finanțelor identifica banii să crească acum salariile, atunci lumea n-ar fi observat această diferență, pentru că nu sărea în ochi. Eu înțeleg diferența, încă o dată. Înțeleg reacția oamenilor. E normal. Această confuzie se explică. În același timp, Ministerul Finanțelor, cel care este responsabil de sistemul public de salarizare, a venit cu această soluție. Pentru salariații din sectorul public, care sunt salariații statului, statul ca angajator nu poate crește salariile în acest an, pentru că asta ar avea repercusiuni pentru anii următori și nu știm câți bani dar vor fi poate anii oferi următori, suport. Dar poate oferi, pentru că sunt bani în buget acum, poate oferi acești bani pentru acest an. Am înțeles, explicați foarte bună. Și asta o poate face oricare angajator și din privat. Haideți să mai preluăm câteva apeluri, că sigur, eu sunt sigur urmează întrebări interesante. Doamna Nina din Micăuți este în legătură prin telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Am o întrebare la domnul ministru, deputat sau cine mai este el acolo, când am ascultat întrebarea. Domnul ministrul Muncii și Protecției Sociale. Da, 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 am cunoscut întrebarea asta. Eu, uitați-vă, am întrebare. Eu sunt mamă tutoră la 3 fetițe orfani. Eu pot primesc salariu într-acest sens? Salariu pentru că sunteți mamă tutoră, da? Mamă tutoră, da. Uh-huh. Am înțeles, mulțumim pentru întrebare. Eu am întrebat la Trășeni acolo când prima dată cu fetițele acum mușau 2 ani la mine de când. Dar primiți indemnizație pentru copiii care sunt în tutela dumneavoastră? Păi da, primiți tutela 1400 și 350 lei la buzunari care le se dau, asta da. E foarte puțin. Bineînțeles. Da, nu avem ce face, mulțumesc de atâta că nu le las chiar murim cu totul. Am înțeles, doamna Nina, mulțumim foarte mult. Ați înțeles. Sigur că da. Tutorii nu sunt salariați. Asistenții parentali profesioniști sunt salariați și au salariu. Este un serviciu social de asemenea de îngrijire a copiilor. Există și case de copii de tip familial, unde sunt părinți educatori, care sunt de asemenea salariați. Acum, este adevărat că indemnizația este mică, 1400 de lei per copil, și această indemnizație va crește începând cu această lună, cu luna octombrie, adică pentru luna octombrie, indemnizația va crește de la 1400 de lei la peste 2000 de lei. 2000 de per lei copil. Și per copil. Da, per copil. Deci este o creștere substanțială. Bine, peste da. 600 de lei în plus per fiecare copil. Deci asta ne-am permis și asta va fi oferit acestor familii. Este de asemenea important că în Republica Moldova marea majoritate a copiilor lipsiți de îngrijirea părintească astăzi sunt plasați în astfel de servicii sociale. Tutelă, curatelă, asistență parentală profesionistă și nu sunt plasați în case de copii de tip rezidențial cum erau înainte. Și acest lucru este pozitiv, este un proces de dezinstituționalizare. Adică copiii sunt plasați în mediul familial, asta este mai benefic pentru creșterea lor și noi trebuie să stimulăm asta, inclusiv prin creșterea veniturilor pentru aceste familii, pe care eu le respect foarte mult, că îngrijesc de copii. Ce îți recomanda doamnei Nina? Dificile? Păi, pe lângă să îngrijească de acești copii cu inima deschisă. Dar să schimbe statutul? Dacă dorește să devină asistent parental profesionist, trebuie să treacă niște cursuri de formare, pentru că există niște cerințe și poate fi angajată de Direcția de Asistență Socială din Și va fi salariată. Și va fi salariată. Am înțeles. Haideți să discutăm și cu domnul Ion din Chișinău, care la fel este telespectator fidel. Bună seara, domnule Ion, ne auziți? Bună seara, TV8. Îmi spune Ion. Am o întrebare către domnul ministru. Întrebarea mea constă între ce că am un copil invalid de gradul 1 sever, născut după participarea mea la Cernobâl și are pensie de 1700 de lei. Până la 18 ani copilul ăsta a fost asigurat de stat, după 18 ani nu mai are ajutor de stat, am înțeles cele facilități care ca părintele au participat la avaria de la Cernobâl. Ce facem cu copiii ăștia invalizi de grad sever?
Am înțeles, domnule Ion, mulțumim foarte mult pentru întrebare. Este un subiect extrem de dureros și eu sper că există soluții. Este într-adevăr un subiect dureros. Persoanele cu invaliditate, cu grad de dizabilitate sever beneficiază de alocație de îngrijire și pot, de asemenea, beneficia de asistență personală. Da? Asistentul personal poate... Adică părintele poate... Părintele poate fi asistentul personal al unei persoane cu dizabilități severe. Noi, în perioada următoare, vom angaja peste 900 de asistenți personali pentru copii cu dizabilități severe. Da, salariați. Vor fi salariați. Și la nivel de țară sunt în jur de 6.000 de astfel de asistenți personali. Vreau să vă spun că Republica Moldova are... probabil cea mai mare rată de asistenți personali, conform acestui model din Europa. Alte state oferă altfel de servicii persoanelor cu dizabilitate aici severă. Aici este un mic detaliu. Noi vrem să creștem. Cei care au fost la Cernobâl, domnule Spătaru, și care au copii care, evident, suferă din cauza consecințelor că tatăl a fost prezent acolo. Până la 18 ani sunt ajutați și după aia, efectiv, sunt... Dacă au dizabilitate, orice persoană care are dizabilitate severă are alocație pentru îngrijire. Da? Persoanele cu dizabilitate, pentru persoanele cu dizabilitate severă, această alocație este acum 80% din pensia minimă. Și noi ne propunem, am înaintat Ministerului Finanțelor un proiect de lege în acest sens, iarăși trebuie identificați niște bani, e vorba de câteva zeci de milioane, să creștem această alocație la 100% din pensia minimă. Pensia minimă fiind 2.278 de lei acum, da? Deci, cu alte cuvinte, vrem ca toate persoanele cu dizabilitate severă să beneficieze de 2.278 de lei. Știu că nu este suficient. Știu că nu este suficient. Acum, iarăși, nu vreau să invoc domnul Ion, deci să meargă să devină asistent personal. Poate să depună o cerere pentru a deveni asistent personal. Într-adevăr, ar fi o soluție și... Câți bani primește un asistent? Depinde de localitatea, raionul în care se află, pentru că și aici, din păcate, există practici diferite. Din lipsă de mijloace, din lipsă de finanțe, unele consilii raionale angajează la jumătate de normă asistenții personali. Știm asta pentru a oferi acest serviciu unui număr cât mai mare. Salariul asistentului personal este în jur de 5.400 de lei brut, din care se deduc impozitele și probabil este în jur de 4.000. Este extrem de important, domnule Spătaru, să știe oamenii, cei părinții care au grijă de copiii lor, că ar putea fi salariați inclusiv pentru asta, pentru că ei nu au timp să meargă la job, acum, să facă alte activități. Noi am încercat să salarizăm toată lumea din țară, dacă am avea resursele suficiente. Din păcate, avem și noi niște limite obiective. Se formează și cozi la serviciul de asistență personală. Depinde de situația persoanei, pentru că unele persoane cu dizabilitate severă sunt într-o situație mai dificilă, mai critică decât alte persoane și atunci noi oferim aceste servicii în limita unui buget disponibil. 6.000 de oameni beneficiază de acest serviciu. Nu este neglijabil, da, la nivel de țară. Dintr-un total estimat de 10.000 care ar fi eligibili sau care au depus cereri. Treptat, acest număr crește în fiecare an și noi mărim această anvelopă socială, da? Această plapumă socială, ca să cuprindem cât mai multă lume cu servicii sociale. Important, cei care ne urmăresc să știe că există această opțiune. Există această opțiune și trebuie să se adreseze la Direcția de Asistență Socială din localitate. Mai avem un apel telefonic de această dată din Florești. Bună seara, ne auziți? Vă aud. Bună seara. Bună seara, domnul Galben. Bună seara, domn ministru Spătaru. Da. Mă numesc doamna Nina. De specialitate sunt pedagog. Am studii superioare. La pensie am ieșit în 2008, pe vreme când domnul Boronin ne-a făcut la toți pensie minimă să nu murim de foame. Nu s-a luat în considerație atunci că avem studii superioare, că avem 40 de ani de muncă. Și pe încetul am ajuns mai anul trecut când dumneavoastră ați adăugat la pensie, aveam 1.748 de lei. Și mi s-au adăugat până la 2.000 ceva, socotiți sigur. Acum am o pensie minimă, iar din nou, de 2.278 de lei. Cum noi, pedagogi, care a ieșit în perioada de anilor
pe vremea lor, 2007-2008, dar majoritatea, salariul era mic. Și toți aceeași pensii o avem. Înseamnă mai departe să trăim când noi am depus atâta muncă. Toți acești din Parlament, majoritatea și din alte instituții au trecut prin mâinile noastre. Dar munca noastră n-a fost niciodată calificată corect, la plată, am în vedere. Și acum tot, eu înțeleg, toată lumea are 40 de ani lucrați, să aibă de la 36 în sus până la 36, li s-a făcut o pensie minimă 2278 de lei. Dar nu se ia în considerație pedagogii, medicii, care au lucrat pe atunci și au muncit, salariul a fost mic. Și doamna noi Nina, am înțeles, era precizarea și contextul este clar și într-adevăr e grav ceea ce spuneți, dar aveți o întrebare sau precizarea asta o discutăm? Eu asta am vrut să vorbesc în genere. Cum s-au apreciat? Nici acum nu ni s-au luat studiile, că am fost pedagogi, că am fost medici, pe noi ne-au egalat iarăși din nou pe toți. Am înțeles, mulțumim foarte mult. Mulțumim, doamna Nina, pentru că ați apelat. Doamna Nina, și bunica mea a fost pedagog, părinții mei sunt lucrători de artă, care au avut și ei salarii mici toată viața, știu foarte bine situația acestor familii. Dar sistemul de pensii astăzi, și n-am făcut-o noi, o fac toate țările, este, așa cum ați spus și dumneavoastră, bazat pe venitul asigurat. Deci cât a fost salariul, din salariul s-a transferat o contribuție și atât îți garantează pensia la bătrânețe. Deci noi nu avem în legea pensiilor că profesorii primesc atâta pensie, medicii atâta pensie și așa mai departe. Acum, problema cea mare este în salariile foarte mici pentru aceste categorii. Și această problemă, deci dacă salariul este mic, și pentru aceiași asistenți sociali comunitari, da? Dacă salariul astăzi este mic, asta va avea o repercursiune și asupra pensiei și va fi o problemă de lungă durată. De aceea noi trebuie să creștem pensiile, salariile, îmi cer scuze. Trebuie să creștem salariile în sectorul bugetar cât mai repede. Este poziția mea. Eu comunic asta cu Ministerul Finanțelor. Acum Ministerul Finanțelor are anumite proceduri. Ei își pot permite un anumit plafon de salarizare și trebuie să eficientizăm. Dar vedeți ce spune doamna Nina, că este incorrect. Da. Toți cumva au fost nivelați. Nu e chiar așa. O pensie minimă este un mecanism social. Da? Este un suport adițional, acel supliment de solidaritate care se dă pensionarilor în funcție de stadiul de cotizare. Deci aici există totuși un mecanism de echitate. Și acest mecanism de echitate este pensia minimă depinde de stadiul de cotizare. Deci doamna Nina are stadiul complet de cotizare. Dumnezeu a lucrat stadiul complet de cotizare, de aceea are pensia minimă completă. Cineva care a lucrat 90% din stadiul de cotizare are 90% din pensia minimă și așa mai departe. Deci aici există totuși un mecanism de echitate. De asemenea, în spatele pensiei minime există pensia calculată. Și la pensia calculată în fiecare an se adaugă o valoare, o majorare în funcție de creșterea economică și la un moment dat, doamna Nina, alții vor ieși din pensia minimă, vor avea o pensie mai mare decât pensia minimă. Deci este un mecanism un pic complicat. Iarăși, dacă am avea suficienți bani, dacă economia ar contribui la bugetul de asigurări sociale, am crește pensiile cu cea mai mare bucurie și cea mai mare deschidere. Acum, dacă facem un calcul foarte simplu, dacă astăzi am distribui în mod egal, ceea ce bineînțeles că nu are sens, dar pentru un exercițiu teoretic. Dacă am distribui în mod egal banii care vin din economie pe asigurări sociale la toți pensionarii, are și o pensie medie de 2300 de lei. Cu atât contribuie astăzi economia Republicii Moldova la asigurări sociale. 2300 de lei. Dar despre acest subiect mai discutăm, domnule Stătaru. Este 3100 pentru că se acoperă din bugetul de stat această diferență. Trebuie să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate, da. După care revenim. Inclusiv așteptăm alte apeluri de la dumneavoastră. Discuția este destul de interesantă. Rămâneți alături de noi. Семь президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8.
У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucrurile? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Țările cele așa și se murează în procuratură. Totul din viață. Totul din viață. Sute de istorii. Cum să nu iubești viața asta? Secrete de vedete. Dar ce ai zis? Că-ți până la unghiar? Da, dar am zis alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă întreabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care îți place. Și nenumărate provocări. De ce faci tu fiecare zi? Iubește viața. Sezon nou. Din 18 septembrie. Doar la TV8. Fiecare zi un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă o interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariu de profesor. Birocrație, mită, tăți начальник, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Dar e ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-te-l trebuie să-l încalți pe loc. Am revenit în platou, continuăm discuția. Vă reamintesc că astăzi discutăm cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Marcel Spătaru. Domnule Spătaru, vorbind despre acești oameni care telefonează și au anumite curiozități, vreau să întreb, cu siguranță nu o să vă adreseze nimeni întrebarea asta, dar v-am adresat-o în primăvară, când ați fost anterior la Freedom, despre plafonarea pentru femeile care merg în concediu de maternitate. Dacă ați mai revăzut că există un plafon acum, indiferent de salariul pe care l-a primit în momentul în care merge în concediu de maternitate, și dumneavoastră ați zis că veți analiza acest subiect, în ce măsură s-a schimbat ceva? Pentru că acum înțeleg că plafonul este de 8.000 de lei. Noi am intervenit prin majorarea alocației pentru copii și astfel toate mămicile și toți tăticii, toți părinții vor avea, dacă sunt asigurați, vor avea suplimentar la indemnizația de îngrijire a copilului, de creșterea copilului, încă 1.000 de lei, începând cu această lună. Iar persoanele neasigurate, pentru ele, indemnizația va crește de la 740 de lei la 1.000 de lei. Este măsura pe care am considerat acum
oportun să o facem. Se încadrează într-un plan mai amplu al ministerului nostru, programul Familia. Este disponibil online, familia.gov.md. Sunt mai multe măsuri pentru familiile tinere, pentru că ministerul nostru nu lucrează doar pentru pensionari și familiile vulnerabile, dar noi avem, unul din domeniile noastre de activitate este demografia și noi vrem să ajutăm familiile tinere, părinții să poată îngriji de copii, tinerii să ia decizii. Dar ar fi o soluție și această plafonare să fie exclusă. Cei care au contribuit oficial la bugetul de stat, femeile care ies în concediu de maternitate, să primească mai mult decât 8.000 de lei dacă au contribuit mai mult. Sunt de acord. Deci toate aceste măsuri costă. Bineînțeles. Acum, unele sunt mai justificate, altele pot aștepta un pic. Eu aș vrea să rezolvăm toate aceste probleme mâine, dar de fiecare dată când noi mergem cu un proiect, de exemplu cu această indemnizație universală pentru copii, noi mergem la Ministerul Finanțelor și spunem, ne costă atât, facem niște previziuni pe termen scurt, pe termen mediu, lung și așa mai departe și Ministerul Finanțelor trebuie să identifice bani. Acum noi avem și compensații și ajutor de criză și așa mai departe. Deci, între două opțiuni de a ajuta toate familiile, mai ales pe cele cu venituri mai mici, da? Cu un sprijin suplimentar de 1.000 de lei, sau a scoate un plafon de care ar beneficia oameni cu salarii mari, da? Eu înțeleg că ei au contribuit, bineînțeles, și asta în timp se va rezolva, dar astăzi, ieșind din bugetul pe care îl avem, a trebuit să facem un arbitraj, să facem o alegere și alegerea în acest an a fost să rezolvăm această problemă. Am înțeles. Să acordăm o alocație universală pentru toți copiii. Clar și argumentată. Haideți să vedem ce întrebare are doamna Maria din Chișinău, care este în legătură prin telefon. Bună seara! Bună seara! Eu am așa întrebare la domnul ministru. În apartament, în apartamentul care eu îl dețin, e înscris piciorul meu. Dar nu locuiește și el n-are cota parte din apartament. Cum să iei salariul ori suma de venituri, eu nu știu. Cum să calcule? Foarte bună întrebare. Dacă compensații. Bineînțeles. Vă mulțumim, dacă feciorul, da, mulțumesc pentru întrebare. Dacă feciorul dumneavoastră nu locuiește cu dumneavoastră, atunci nu îl declarați în cerere. Dar dacă feciorul vă ajută cu o anumită sumă de bani pe dumneavoastră personal, lunar, atunci declarați numai suma de bani cu care vă ajută feciorul, dacă este cazul. Dacă vă întrețineți din propriul buget, atunci declarați doar suma de bani pe care o aveți dumneavoastră. Deci, adică n-o să influențeze dacă mai este o persoană, două, trei, înregistrată în apartament, dar nu locuiește. Nu, exact. Regulamentul spune foarte clar. Trebuie înregistrate doar persoanele care locuiesc timp de cel puțin 8 luni pe an sau timp de cel puțin 4 luni în perioada rece a anului. Deci doar acele persoane. Știu că sunt situații în care unele persoane au viza de reședință undeva, dar nu locuiesc fizic acolo. Deci aceste persoane nu trebuie înregistrate. Deci se declară doar cei care efectiv trăiesc, efectiv consumă și efectiv plătesc acele facturi. Era importantă această precizare, da, foarte și mă bucur bună. Că doamna Maria întrebare. Foarte bună întrebare. A venit cu această curiozitate. Domnul Alexandru din Ialoveni este legătură prin telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Am o întrebare la dumneavoastră. Spuneți, vă rog, dumneavoastră, ca comuniști, ați mers cu coasa prin Harman și ați tăiat tot, și v-a căzut și nu v-a căzut, dar rezultat primește un nimic ca un gol, deși. De exemplu, să luăm ultima tractoare la care a lucrat. Știți, interesant, ultima a fost toată tăiată, retizată și dusă la metalom și banii pus în buzunar. Întrebare. Patrimoniul este național, la care noi toți am lucrat 35, 40, 45 de ani, patrimoniul ăsta este făcut de oamenii ăștia. Și dacă e făcut de oamenii ăștia, nu trebuie azi, vă rog, să aibă așa pensii mari, ori polițiștii, ori procurorii, dar trebuie să fie o abordare corectă. Domnule Alexandru, am înțeles nemulțumirea dumneavoastră, dar întrebarea pentru domnul ministru care este? Reforma pensiilor e făcută incorrect. De ce? O trebuie, nu de acolo, deci începeți la patrimoniul de stat. Cei și-au vândut și luat, și-au mai vândut și ei luat,
și o furată și la. De asta nu va ajunge pensia azi. Pentru că cei ce am mușit noi s-au dus pe apa scândetii. Am înțeles, domnule Alexandru. Mulțumim foarte mult pentru acest apel. În principiu este clară nemulțumirea dumneavoastră. Dacă aveți nemulțumirea are același fundament. Pensiile mici. Deci oamenii, pe bună dreptate, sunt nemulțumiți că pensiile sunt mici. Pe de altă parte, au pensii foarte mari cetățeni ca Vladimir Voronin, care zic ei că au... Asta este în baza legii. Acum... Dacă deputații au curaj să taie pensiile anumitor categorii favorizate, este atribuția lor. Dar cât are o pensie un fost președinte, domnule ministru? Deci acum, e complicat de spus, sunt mai mulți președinți, fiecare are diferit. Încă o dată, pensia depinde din venitul care este asigurat. Nu ai pensie că ai fost președinte. Dar e de ordinul zecilor de mii de lei. Bănuiesc că da, pentru că președinții au avut și activitate economică, au fost miniștri înainte de asta, au avut venituri din care s-au asigurat. Dar acum, eu vreau doar un lucru să precizez. Pensia nu se plătește din patrimoniu. Deci, dacă, nu știu, am privatizat anumite întreprinderi, banii n-ar veni în pensii. Nu funcționează așa lucrurile. Pensiile se plătesc din asigurările sociale, din contribuțiile oamenilor. Și problema cea mai mare nu este patrimoniul. Problema cea mai mare este munca informală, salariile nedeclarate. Munca la negru. Sau salariile declarate pe jumătate. Pe jumătate oficială, păi, pe jumătate în plic. Bineînțeles că luptăm și cu asta. Pentru asta fortificăm Inspecția Muncii. Avem un proiect pe care l-am avansat în cancelarie, în Parlament, ca să îmbunătățim criteriile de risc, pentru că Inspecția Muncii are criterii de risc, să creștem salariile inspectorilor ca să reducem din riscurile de coruptibilitate și să facem mai multe controle inopinate. Dar haideți să nu-i pedepsim pe oameni, haideți să-i determinăm ca ei să fie motivați să contribuie și să achite salariile în alb, domnule ministru. E ușor de spus și eu sunt de acord cu dumneavoastră și am același mesaj, haideți să facem asta, haideți să facem asta cu toții împreună. Un ministru nu poate face asta, oricât de mult și-ar dori. Da? Singur am în vedere. Dar prin pedepse și prin controle inopinate, credeți că cea mai bună soluție motivează asta? Trebuie să ai și una și alta. Iar celălalt mecanism este mecanismul de subvenționare a creșterilor salariale. Ministerul nostru elaborează un mecanism prin care angajatorii vor fi ajutați să crească salariile. Cu alte cuvinte, să le declare. Da? Va fi un mecanism automatizat prin care statul va vedea că acest angajator a crescut cu un salt semnificativ salariile și pentru costul adițional al contribuțiilor sociale, o perioadă de timp va fi subvenționat. Deci sunt niște mecanisme inovatoare. Iarăși, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor dezvoltă mecanisme, testează facilități fiscale, dar fără controle nu poți. Deci, efectiv, noi, ce am făcut? Noi, cu 12 ani în urmă, am limitat activitatea Inspecției Muncii pentru că am zis că mediul de afaceri trebuie să se dezvolte și problema salariilor în plic nu s-a absorbit de la sine. Eu o să vreau să facem la un moment dat o emisiune separată la acest subiect, absolut. Dar acum haideți să vedem ce ne zice și doamna Olga din Chișinău, care deja așteaptă de câteva minute. Doamna Olga, bună seara! Bună seara! Eu vreau la subiect să vorbesc. Vreau să-l întreb pe domnul ministru, dar cum facem? Eu, de exemplu, sunt divorțată, firma individuală e închisă, adică e în proces de închidere, acum locuiesc nu acasă, că-s divorțată, am un copil minor la gazdă, n-am niciun venit. Ce să înregistrez eu? Care apartament? Cine? Unde locuiesc? Acolo locuiește soțul. Eu acum trăiesc la gazdă. Care apartament să-l înregistrez? Imediat explică domnul ministru, doamna Olga. Mulțumim foarte mult pentru această întrebare. Deci, dumneaei cu copilul minor locuiesc cu chirie. Ce ar trebui să declare în momentul în care o să intre pe acea platformă? Să declare locuința unde efectiv locuiesc. Și declară pe proprie răspundere că stau în acea locuință, și apartament. Și consumul lunar și... Consumul vedem noi singuri din sistemul informațional al furnizorilor. Trebuie doar să declare că dumneaei împreună cu copilul locuiesc în acea locuință. Și să declare numărul contorului, deci din factură. În factură este numărul locului de consum. E un număr. Îl introduc acolo în sistemul informațional și declară venitul pe care îl are doamna timp de o lună, din care se întreține. Nu are, practic.
Da, deci are anumite cheltuieli, doamna, cred că are anumite cheltuieli dacă are un copil la întreținere. E foarte mic, știu. Atât de mic cât e, să-l declare acolo. Și are cele mai mari șanse, doamna, după ce se înregistrează, dacă este profilul, așa cum a explicat dumneaei, va avea categoria cea mai înaltă de vulnerabilitate energetică și va beneficia în factură de cele mai înalte compensații. Deci este... Este o situație care se întâlnește, sunt mai multe familii în această situație, se vor înregistra, indiferent, încă o dată. Nu trebuie să încarce copii ale contractelor de închiriere sau alte lucruri de acest gen. Doar declară că locuiește în acel apartament și că dumneaei plătește factura. Bănuiesc, dacă stă în gazdă, plătește și factura. Vreau să mai preluăm un apel și ultimul energie, apel în această seară, pentru că să reușim să facem concluziile, sigur. Pentru că mai am și eu câteva curiozități. Doamna Ecaterina din Bahmut este în legătură prin telefon. Bună seara! Alo, bună seara, domnul ministru. Am o întrebare. Eu sunt grupată de... Grupa a doua o am. Am la îngrijire trei copii. Până luna trecută mi s-a acordat ajutor social. Acum am rămas numai cu pensia de invaliditate și atât. Și am un copil mic de 1 an și 6 luni. De ce nu mai primiți ajutorul social? V-a expirat ajutorul social? Nu, am primit până luna mai trecută. Și când am fost azi la poștă și am întrebat, au spus că atât nu mi se mai acordă. Ajutorul social se acordă pe o anumită perioadă de timp, după care trebuie să depuneți din nou dosarul, ca să vă fie prelungit dreptul. Verificați, vă rog, pentru ce perioadă v-a fost stabilit ajutorul social data trecută, pentru că ajutorul social nu se stabilește pe viață. El se stabilește pe 1 an, 2 ani. Dacă dumneavoastră aveți grad de dizabilitate, probabil ajutorul dumneavoastră a fost pe 2 ani. Poate ați uitat 2 ani în urmă când ați depus dosarul. Mergeți la asistența socială și depuneți încă o dată dosarul. Eu sper că sunteți eligibilă având și copii la întreținere și fiind și cu grad de dizabilitate. Eu cred că dumneavoastră sunteți eligibilă. De asemenea, având copii, veți avea și un ajutor mai mare și în perioada rece anului veți avea și ajutorul pentru perioada rece anului, care este acum este de 700 de lei. Vom vedea dacă vom avea resurse să suplinim și acest ajutor. Mulțumim, doamna Ecaterina. Mergeți la asistența socială, vă rog frumos. Acum să revenim, eu nu știu dacă am înțeles corect, măsuri pentru pentru aprovizionarea populației cu lemn. Există asemenea măsuri, se discută în spațiul public, dar nu este foarte clar. Cetățenii vor primi un anumit suport financiar pentru a procura lemne? Sau ce prevede legislația la această? Noi avem de mai mulți ani un mecanism de sprijin a persoanelor preponderent din zonele rurale în perioada rece anului. Și acesta este ajutorul pentru perioada rece anului. Nu este invenția noastră, există de mai mulți ani. Noi am mărit pragul de acces în acest sistem, ca mai multă lume să beneficieze de acest ajutor. Și asta costă bani. Dar pentru asta chiar e necesar să alocăm resurse, pentru că suntem într-o perioadă dificilă. Da? Deci, față de anul trecut, când au beneficiat în medie în jur de 200-220 de mii de familii de ajutorul pentru perioada rece anului, în acest an noi am bugetat bani pentru 245 de mii de familii, deci mai multe, semnificativ mai multe decât anul trecut. De asemenea, organizațiile Programul Alimentar Mondial, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați, alte fundații vor oferi un sprijin suplimentar pe o platformă dezvoltată de minister care se numește Ajutor de Criză pentru alte încă 50-60 de mii de familii. Deci, în total, noi vom acoperi în această iarnă în jur de 300 de mii de familii cu un sprijin de 700 de lei pe lună timp de 5 luni de zile. Da? Pentru lemne. Pentru ce trebuie să-și cumpere gospodăria. Este un sprijin pe perioada rece anului. Acum, dacă să vorbim strict de lemne, aici iarăși ministerul nostru nu are atribuții directe, Ministerul Mediului și Agenția Mol-Silva reglementează o piață. Lemnele sunt o piață. Da? Ocolurile silvice îngrijesc de păduri și pentru a înnoi fondul silvic, taie un copacii bătrâni. Este un proces normal în fiecare an, da? Și tăind copacii bătrâni, se formează metri steri de lemne care se vând populației. Problema până acest an
a fost că pe această piață existau foarte mulți intermediari care cumpărau din Ocolul Silvic și vindeau la preț dublu pe platforme online și așa mai departe. Bineînțeles, o parte din cost era transportul până la domiciliu, dar ei puneau și un suprapreț peste. În acest an, guvernul a intervenit pentru a reglementa această piață. Și prețul de vânzare a lemnului să nu fie 1400-1500 de lei pe metru ster, să fie 700 de lei, 800 de lei metru ster, în funcție de Ocolul Silvic. Pentru transparență a fost lansat și platforma lemne.md. S-a făcut haz de această platformă, dar eu cred că este o platformă utilă. Oamenii pot intra, vedea adresa Ocolului Silvic, poate nu toți știau cum să contacteze un Ocol Silvic, este un call centru, poți să suni. Bun, ne îmbunătățim, avem resursele pe care le avem, dar este un efort administrativ semnificativ. Aici mecanismul este de reglementarea pieței și de plafonarea creșterii prețului, da? Prin această intervenție. De asemenea, Mold Silva și Ocolurile Silvice au crescut cantitatea de lemn tăiată în acest an din contul anului următor. Eu nu sunt cel mai mare ecologist, dar îmi dau bine seama că nu putem tăia pădurile într-o veselie. Nu. Asta cu siguranță. Eu acum, am aici o tăind mai mult anul acesta, înseamnă că ne împrumutăm de la pădure pe anul viitor și vom tăia mai puțin din pădure anul viitor. Deci sunt niște negocieri cu pădurea, dacă dorești, care sunt făcute și specialiștii se ocupă de lucrurile astea. Acest suport financiar pentru perioada rece anului, da, de 700 de lei, va fi primit inclusiv pe lângă celelalte ajutoare, da, care deja sigur există. Bineînțeles, bineînțeles. Face parte din sistemul de ajutoare sociale pe care le distribuie Guvernul Republicii Moldova. Când și cum va fi acordat? În lunile noiembrie-martie, ca în fiecare an, este ajutorul pentru perioada rece a anului, este acordat de asistenții sociali comunitari, care recepționează cererile pentru APRA, așa îi se mai spune, abreviere, cererile pentru APRA, sunt niște criterii de calificare, după venit, după bunurile pe care le deține gospodăria. Și sunt multe familii care beneficiază. 70% din beneficiarii de APRA sunt în zonele rurale și 30% sunt în mediul urban. Acum, ca să punctăm, ce urmează să primească cetățenii în următoarea perioadă? Deci acest ajutor unic de 1500 de lei, compensațiile la energie electrică, factura la gaze naturale și căldură, acești 700 de lei pentru perioada rece a anului. Foarte, foarte bună recapitulare, da? Salariații primesc suplimentar acest spor la salariu pentru sectorul bugetar. Unii salariați care aveau salariile foarte mici au avut creșteri ale claselor de salarizare care se traduc în creșteri suplimentare de 14-20% a salariului. Vorbim aici de anumite categorii, am spus, asistenții sociali, comunitari cu studii profesional tehnice, asistenți parentali profesioniști și așa mai departe. Vor fi aceste mecanisme de sprijin de urgență din partea fundațiilor internaționale, da? Și vor fi comisii la nivel local care vor alege beneficiarii. Datele vor fi introduse într-un modul ca să îmbunătățim comunicarea cu nivelul local. Vor fi două nivele de validare. Primul nivel la nivel raional și apoi la nivel central, Agenția Națională de Asistență Socială. Alte cuvinte, deci, cetățenii nu vor muri de foame și de frig. Bine, acum situații sunt multe. Eu am cea mai mare empatie pentru oameni și cea mai mare grijă și emoție în această perioadă, pentru că îmi dau seama că nu este ușor și îmi dau seama că este insuficient ceea ce facem. Deci eu nu o să mă laud acum că au crescut nu știu, o alocație sau alta. Eu îmi dau seama că este puțin. Dar noi suntem aici la Chișinău în birou și lucrăm de dimineața până seara împreună cu colegii de la minister ca să împărțim puținul pe care îl avem în mod eficient și să-i ajutăm cât mai mult putem pe cei mai vulnerabili. Asta este Sfătaru, avem foarte puțin timp și foarte noastră scurt. Aceste vouchere pentru formarea profesională acordate șomerilor, ce înseamnă ele, dacă puteți într-un minut, vă rog? Este un mecanism nou care va fi implementat de anul viitor. Ministerul nostru se mai ocupă și pe lângă toate ce v-am povestit eu, se ocupă și de ocuparea forței de... se ocupă de ocupare, scuze, de tautologie. Deci unul din domeniile noastre de activitate este ocuparea forței de muncă. Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă este o instituție subordonată Ministerului și prin această agenție persoanele în căutare de loc de muncă
au acces la formare profesională. Deci dacă ești șomer înregistrat și dacă te-ai înregistrat nu pentru a beneficia de ajutor social, dar te-ai înregistrat cu adevărat pentru a te angaja în câmpul muncii, că sunt și oameni care chiar caută loc de muncă, să nu mergem doar în partea negativă. Deci aceste persoane au acces la formare profesională. Doar că până astăzi această formare profesională trebuia să fie achiziționată prin procedura panevoioasă greoaie de achiziții publice. Existau puține opțiuni și în puține raioane. Unii beneficiari dintr-un raion trebuia să meargă în alt raion pentru a face aceste cursuri. Noi vrem să simplificăm acest mecanism și în loc să avem un meniu de cursuri foarte restrâns în baza achizițiilor publice, vrem să oferim, și o să facem asta anul viitor, pentru că legea a fost aprobată, vrem să oferim șomerilor un voucher cu care ei nu se vor duce la magazin să-și cumpere produse, dar se vor duce la un furnizor de formare profesională și vor urma niște cursuri. Va plăti cu acest voucher. Care va fi suma, scurt? Depinde de buget, acum nu pot să vă spun. Vom vedea cât va fi costul, dar suma contează mai puțin. Este pentru beneficiar, pentru șomer, nu suma contează, ci serviciul contează. El se duce cu voucherul și dă un voucher pentru un curs. Curs de bucătar, frizer, IT. Da, cu siguranță urmează să mai apară informații la acest subiect. Domnule Spătaru, mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi și abia așteptăm să lansați platforma ca să vedem mai multe informații și detalii despre cum poate fi accesată și cum se face înregistrarea la modul practic. Vă mulțumesc pentru că am avut ocazia să dau aceste explicații. Haideți să vedem împreună rezultatele televotingului de astăzi. Sunt afișate pe ecran. Vă reamintesc întrebarea: dacă credeți că toți cetățenii ar trebui să primească compensații de la stat? Iată, 44% au votat că da și 56% respectiv nu. Sunt peste 50 de voturi care au fost procesate. Vreau să vă anunț că acest televoting nu reprezintă un sondaj sociologic și nu este reprezentativ. Este realizat de o companie privată, iar dacă vreți să vedeți regulamentul, îl găsiți pe pagina de Facebook Freedom cu Dorin Galben. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Eu vă aștept deja săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Să aveți o seară cât mai frumoasă și pe curând!